Salut, sunt Franța la Training Days, mă aflu la iFi Studio, locul în care dezvoltăm programe personalizate de antrenamente și de nutriție, iar de această dată vom descoperi mișcările trunchiului. Mișcările trunchiului. Trunchi. Acest termen anatomic care face referire la partea centrală și cea mai voluminoasă a corpului uman, partea de unde se extinde gâtul și membrele. Haideți să descoperim mișcările trunchiului. Flexie, adică când trunchiul se înclină înainte vertical. Flexie laterală, trunchiul se îndoaie vertical dintr-o parte în alta într-o mișcare de flexie laterală. Extensie, o înclinare verticală către spate din zona centrală a corpului. Rotație, răsucirea sau rotația din talie. Mai avem mișcarea complexă în care trunchiul se mișcă pe două planuri. O mișcare de flexie combinată cu una de rotație. Sper că aceste informații te-au ajutat să-ți dezvolți o comprehensibilitate holistică asupra unei felii de tort din bazele antrenamentelor și în final nu uita like, share, subscribe și activează clopoțelul vieții pentru a susține acest proiect. Până la următoarea revedere, stai flexat!